hai să mergem, sunt micile. Unde sunt ăștia micii, teoretic? La puiul familist, da? Time ready! Ok. Gata. Ok, thank you, my friend. Thank you very much, da? Ok. Thank you. Nu vine să cred. Am hrănit un șantier și tot mai avem și noi. Și cu câți bani? Cu 60 de lei. Ne vom nutri cu rodul muncii noastre, conserve, șunci, slănină, tot ce produce col, n-au ce căuta în această tabără. Sper că nu e nevoie să facem o inspecție, nu-i așa? Prindem, mâncăm, nu prindem, cură de slăbire. Să luăm mici, vietnamezi, direct. Pornește mașina, am să zic. Cei mai ilegali suntem, n-avem nici rost de iarnă, nici asigurare. Trebuie să întrerup aici. A stat pe vremea lui Ceașca, nu știu. Am pizdă, mă. Mi-i 10. Hai să mergem, sunt micile. Micile. Da, mă, e în engleză. Dă-i un pic mai în față. Hai să vezi că aici, din cauza că e în Sălăjean, eu aș propune să scrie acolo sub școala aia, să scrie vieții. Școala vieții, că așa învață lumea să conducă pe aici. Goana după mici continuă. Aside. Țineți aproape. Mici vezi. Cum ai scrie meeting? Hashtag mici. Încerc să hrănesc niște vietnamezi și nu pot. Unde sunt ăștia mici, teoretic? Fii atent că sunt și populari. Nu sunt așa gen nei ca nimeni. Sunt un vietnamez, eu rog. Eu zic că le ajunge. Dar hrănești tot poporul vietnamez sau? Populari. Mici. Acum sunt cărbunile astea. 30, da. Hai să vedem câți vietnamezi hrănești din 60 de lei. Ia și tu cărbuni. Iau. Ai bani? Da, da. Ce bine. Așa îmi plac, mă, mie prietenii, mă, nu... M-ai surprins, bă? Evrica! Cine-i asta? La grătar. Vă fac mici! Ce am zis, mă, bagă în seamă, știi? Fac mici! Gata. Gătim. La puiul familist, da? Ce facem cu ai noștri, mă, mâncați-și gura ta? Hai să-ți spun ceva. Eu mă bucur pentru oamenii ăștia, că sunt amărți, că lucrează. Dar ce face cu ai noștri? Socră-miu doarme, bă, sunt tire, jemun la cap. Cel mai mult, din timp.
în Germania. Timp, da. Din timpul care îl petrece acolo, știi? Păi mai aruncă câteodată, cât un hotel așa. Da, e, distrug familie, asta e problema. Nu e problemă că doarme în tir. Să doarmă în tir, dar să doarmă în tir de aici, da. Să vadă cu nepoții, cu familia, copiii. Am ajuns să construiască ăștia blocurile, înțelegea. Da, ce să zic, mă, doamne, ne-am mărit, mă, ne fac niște nimici aici, ca să știi că nu suntem ospitalie, nu suntem niște javre. Da, dar ești unul la un milion, tu, mă. Nu, mă, nu, hai să râzi, suntem mulți. Așa ne-au făcut ăștia să credem, că suntem foarte rari. Nu, românii sunt de treabă, mă, românii sunt de treabă, românii sunt mândri, românii sunt deștepți, românii sunt pricepuți. Doar tâmpiți ăștia ne fac să credem că... Vezi, Doamne, nu avem altă șansă și trebuie doar să spălăm WC-uri în Anglia. Nu e adevărat. Nu există pe planeta Pământ un muncitor mai bun ca ăsta. Un robot. Dar nu mă interesează. Nu vreau să-i văd pe nimeni, mă, să ții de pe aici. A, Vasile, Doamne, pe ala, a! Du-te în gură, te pot! Da, baba, mi-a n-au nimic. Auzi ceva? Nu. Bun. Dacă le dau și niște bere, o să auzi. Îi românizez eu imediat. Românizarea vietnamezilor. Episodul 1. Se începe cu o șarjă de mici, după care... Bere? După care... Hashtag curve. Da. Zara, H&M, Stradivarius, toți se bazează pe băieții ăștia mâncați așa vreau. Care sclavesc până toate țările alea până Asia. Moda e cea mai oribilă formă de sclavie. Asta e moda. De la copii am văzut. Nu, deci n-ai putea să cumperi tu de la H&M așa ieftin, dacă n-ar fi ăștia care să vină să fac pe, pe un leu, pe 5 lei. Uh-huh. Așa făcea bunica mea. Îmi făcea chiftele fără să le guste. Fraier, îi spun biftec, te-a mă rog. Noi așa făcea chiftele. Un pic. Pac, pac, pac. Deci pâine, mici. Muștar și murături. Coste de frate, un cat. Murături așa. Murături vietnameze, nu așa, cum s-a gândit. Simplu. Muștar din tecuci, clasic. Un pic crude. Bă, o să fac o glumă macabră, dar băieții mănâncă și alte animale, mă, frate. Asta nu, dar doar le gătești și pe alea, adică nu cred că mănâncă e câine așa. Oare mănâncă? Bă, hai mă, bă, bă, e rău. Chief! Mamă, a dispărut, efectiv. Hai mă, nu-i lasă să iasă. Șef! Să vină încoa. Cam! Bine? Da, dar e singur boss pe plantație. Mai mă, frate, vine. Nu vine. Mișcă nimeni în front aici. Îi dai tu, dacă eu nu pot așa în... Da, schi, da. Vine cu a? Da, veni. Da? Da, ok? Ia. Wait a minute! Yes, no problem. I'm ready! Ia. Ia așa, îi dau și murături. Niște murături de-astea, de-alea noastre, nu de-aia astea, bă, nu, fake. One minute, I'm ready! Ok. Gata. Ok, thank you, my friend. Thank you very much, da? Ok, thank you. I have another one for you. Da, thank you. You take friend. This away and you come back. Da, thank you. Back thank you, my friend. Nu, mă, cu nu vine să cred. Am hrănit un șantier și tot mai avem și noi. Și cu? Câți bani? Cu 60 de lei și se pun la cap.